Buș, pentru o anumită sumă, avea această opțiune clubul, care nu era o sumă foarte mare. Așa. Mi-e greu să dau cifre acum, pentru că face parte din intimitatea clubului, însă pentru o sumă simbolică, chiar aș spune, ținând cont de valoarea jucătorului, putea fi prelungit. Și ar fi însemnat și o sumă și ar fi de însemnat că puteai de... să-l vinzi. Personal am discutat cu patronul FCSB-ului. Da? După ce am venit Buș la vreo două luni de zile, chiar pe ultima săptămână a transferurilor, și ne-a oferit jumătate de milion de euro pe el. A, și deci practic sunt jumătate de milion de euro pierdut. După doar două luni de zile, când da? Jucătorul a venit, a marcat două goluri la debut împotriva Chindiei, în prima etapă acasă. După care a venit acest telefon, acest interes. Ne-am așezat, am discutat cu domnul președinte și cu factorii de decizie, am spus de interesul FCSB-ului, am spus de suma care au înaintat-o și toți am ajuns la concluzia că trebuie să valorificăm jucătorul, că a început foarte bine, să marcheze, să aducă și aducă aportul în rezultatele echipei și automat să atragă și bani în sensul ăsta, să-i crească cota și să-l vindem mai târziu. Dar e adevărat că la momentul respectiv am făcut și o contraofertă celor de la FCSB, care nu a fost pe placul lor. Acum, Putea să-l dați, dar aveați nevoie de ceva, probabil. Acum, 10 luni mai târziu, vorbim de, cât a fost de o chestie managerială. Da. 10 luni mai târziu, pierd jucătorul gratis pentru că ai nevoie de o sumă, cum am spus, simbolică, ținând cont de valoarea jucătorului, pe care să o achizi jucătorul. Nu poți să ne spui de cât era vorba, ca să îl blochezi, măcar pentru un an? Deci, până într-o 100.000. Ok. Dar banii ăștia, dacă tu îi plăteai, îți rămânea jucătorul în continuare al tău, nu putea să se miște din club, nu practic se prelungea în continuare contractul lui. Și chiar dacă nu-ți permiteai să-l mai ții în continuare până la finalul sezonului sau încă un an, îl scoteai pe piață cumva. Îl scoteai pe piață și amortizai acea sumă și făceai și un profit frumos, pentru că eu cred că jucătorul are valoare și a demonstrat lucruri. Și nu întâmplător a fost interes în partea CFR-ului, pentru că am văzut că s-a manifestat public acest interes, din partea FCSB-ului, și cu siguranță eu am primit 2-3 telefoane pentru Sergiu din străinătate și agentul lui știe, pentru că i-am și comunicat. Unul din telefoane a venit din Rusia. Deci eu sunt sigur că Sergiu, dacă rămânea liber în vara asta, putea să găsească fără probleme echipă și în străinătate. Dar e alegerea lui, respect, a făcut un pas în față, sunt de acord cu el, însă am vorbit de lucruri care s-au întâmplat în club și cu care eu nu am fost de acord.